Oțelul nu a reușit să iasă din pasa proastă pe care o traversează de trei etape. Formația Gălățeană nu s-a putut impune în fața Concordiei Chiajna. Prima repriză a fost plictisitoare. Giurgiu și Astafei au irosit două ocazii mari, iar echipa din Chiajna nu a putut să replice decât prin șutul lui Wellington, care nu a găsit cadrul porții. Repriza secundă a început cu golul lui Astafei și se părea că echipa gălățeană se va impune. A venit însă golul lui Zaharia. Finalul a fost pe contre cu ocazii de o parte și de alta, dar golul nu a mai venit. Oțelul are 10 puncte după 8 etape, un bilanț dezamăgitor.